Bugetul pentru alimente este ultimul din care oamenii se îndură să taie atunci când rămân cu bani puțini. Totuși, din cauza traiului din ce în ce mai scump, sunt destui români în această situație. Un lucru este cert, românii preferă produsele ieftine, alimentele de bază și cele premium fiind evitate. Oamenii au cumpărat în cantități mai mici ulei, margarină sau pește, dar și pâine, lapte ori ouă, arată o cercetare de piață. În același timp au vânat produsele ieftine sau la ofertă și le-au evitat pe cele premium. Acum depinde de produse. Eu unul nu le-aș prefera produsele ieftine. Mai bine le-aș prefera pe mai bune și mai scumpe. Ce aducem din import este mai prost decât ce avem noi în țară. Românii preferă produsele ieftine. Ca să spun așa, într-un context, toate sunt numai otrăvuri. Toate. Ieftin nu mai există. Nici nu mai există termenul ăsta de ieftin în România. Ca de altfel în toată lumea. Peste tot s-a scumpit. Dar la noi e goana asta după bani. De a face bani nu contează. Sunt oameni pur și simplu că au statutul de criminali. Când știe că bagă atâtea substanțe de ăștia toxice în legume, fructe și așa mai departe, și le vânde pentru bani, le forțează să coacă repede, să facă nu știu ce, și ăștia nu duce altceva decât la moarte. În magazine, clienții se uită lung până aleg ceva din raft. Iau diverse produse, le examinează atent, se uită la preț și de multe ori le pun la loc. Da, pentru că fiind o țară cam modestă, să nu zic săracă, preferă ieftinirea în loc de calitate. Și considerați toată că principala problemă ar fi cea financiară, adică pe acest principiu aleg chestiile ieftine. Da. Ca la care geală, ieftin și bun. Alimentele de bază rămân în topul produselor în cazul cărora se simte o scădere ca volum a vânzărilor în ultimul an, potrivit analizei unei companii de cercetare de piață. Românii au cumpărat cu 5,9% mai puțin ulei și margarină, deși vânzările la această categorie au crescut cu 36%. Populația o duce rău, vedeți și dumneavoastră cât câștigă în general oamenii care muncesc și care muncesc greu și asta și nu își permit. Când văd de asta, nu sunt mai țâncă nici de calitate, nici de asta. Bine că am văzut-o că e ieftină și atât. La fel s-a întâmplat și în cazul produselor de băcănie, unde intră pâinea, orezul, pastele și ouăle. La rândul lor, comercianții confirmă că românii vin cu bani mai puțin de acasă la cumpărături și dau târcoale în special rafturilor cu produsele ieftine. Într-o situație de criză, alimentele sunt ultimele la care renunță oamenii, spun economiștii. Dar cu multora le este tot mai greu să își achite ratele și facturile, toată lumea trebuie să își regândească strategia.